Hello, hello! Așteptam de mult aceste tipsuri, smart form, full cover, migdală, iar eu de această dată am executat o balerina. Ca material am folosit hybrid gel nude, iar pentru modelarea acestuia am folosit double side numărul 8 pentru polygel. Cu ajutorul spatulei am aplicat o cantitate destul de mare de material și cu pensula am distribuit materialul până în lungimea pe care eu o doream. După ce am terminat, am aplicat tipsul puțin mai jos de cuticulă și l-am împins ușor. Dacă vă uitați atent, în lateral mi se vede unghia naturală și apăs cumva pe vârful tipsului până unghia naturală va avea continuitate cu extensia. După uscare am îndepărtat tipsul și cu ajutorul pilei am dat formă vârfului, am îndepărtat excesele de pe lateral, iar apoi cu capătul de freză am îndepărtat excesul de produs din zona cuticulei. Puteți vedea ce curbură frumoasă au și cum arată unghiile din lateral. Iar acum un mic truc pe care l-am descoperit în timp ce îmi făceam unghiile. Aveți nevoie de un șablon. Ne vom folosi DP-ul șablonului și de mustețele lui. Pentru a face un negativ cu ajutorul ștampilei. În acest moment, după ce am aplicat ștampila, îndepărtez șablonul fără să-l stric, pentru că va fi refolosit la următoarea unghie. După ce am uscat modelul, am venit cu un desen peste pentru a delimita modelul de vârful unghii. Am aplicat top mat și acesta este rezultatul. Sunt demențiale, demențiale, le ador pur și simplu, sunt spectaculoase și mă bucur că am avut ideea genială de a folosi șablonul. Produsele le găsiți pe www.yasbeauty.ro.